seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Seara Bună din Bihor. Eu sunt Ziana Toader Ardelean, sunt gazda dumneavoastră și în această seară specială. În cadrul acestei ediții am plăcerea să am alături de mine o tânără frumoasă, talentată, interpretă de muzică populară de la noi din Bihor. Și spun bună seara și bine ai venit, Paula Lezeu! Bună seara și bine te-am găsit, Ziana! Salut toți telespectatorii acestui post de televiziune și vreau să-ți mulțumesc din suflet că m-ai invitat la emisiunea ta frumoasă. Mă bucur foarte mult să fiu în această seară alături de tine. Cu mare, mare drag. Paula, tu ai venit singură în emisiune. Ai venit alături de Eric, soțul tău, care este un instrumentist foarte talentat. Ai promis că data viitoare veniți împreună, așa este? Da, cu siguranță. Spune-mi, te rog, cum a început povestea voastră de iubire? Cum v-ați cunoscut? Muzica v-a adus împreună așa? Sau a fost așa o întâmplare? Ne-a adus muzica împreună, dar e o poveste mai delicată. Prima dată ne-am întâlnit la un spectacol în județul Bihor. Eu eram singură și el era împreună cu un alt solist de muzică populară. Au intrat chiar după mine pe scenă. Nu l-am băgat în seamă deloc, mă grăbeam, nu aveam semnal în zona respectivă și mă grăbeam să ajung acasă să pot dormi pe telefon și așa mai departe. Ieșeam de pe scenă și chiar am zis, băiatul, nu faci, te rog, o poză cu solistul cu care el fusese la spectacol, știi? Mi-a făcut o poză sau două, mergând într-un spre casă, mă uitam la poze, zic, Doamne, mai bine punea pe altcineva să-mi facă, adică mi-a făcut niște poze foarte urâte, și acum face poze urâte, recunosc. Bun, și aia a fost tot. El mi-a recunoscut ulterior că mi-a trimis, mă căutase pe Facebook, mi-a trimis cerere și aveam maxim de prieteni, n-am putut să... Da. Nu l-am băgat în seamă, la un an, tot în Bihor, deci el a venit de la început în Bihor, a plăcut, cred că, zona noastră, ne-am întâlnit la un botez. El era la fel cu un alt solist, trupa de bază, iar eu eram chemată la programe, în Beiuș, programe de populară. No, din momentul în care am intrat în sală, când l-am văzut, deși eram în partea alaltă a sălii, am știut cine îi, unde l-am văzut tot. Ți-a adus aminte. Da, deci efectiv, dar nu l-am băgat deloc în seamă la spectacol. Și bineînțeles m-a ajutat să montez microfonul, mi-a ținut loc lângă el, să vorbim. A fost amabil. Da. Repede, și de atunci îmi amintesc că în noaptea în care a plecat de la botez acasă, el fiind din județul Arad, în Dragstea, am vorbit la telefon din Beiuș până în Nădlac, aproape 3 ore din prima zi, adică am avut... A fost s-a legat ceva între voi. Am avut potrivirea cea care trebuie să fie. Și de atunci, ulterior el vorbește mai puțin, eu vorbesc mai mult, dar... Pentru că, în general, femeile vorbesc mai mult. Hai să recunoaștem că ăsta e adevărul. Da, dar uite, vezi ce e interesant să vezi un om să... Nu dai nimic pe el, să nu ții minte deloc și la un an... distanță, exact cum l-ai văzut, să știi unde le-ai mai întâlnit și cine îi și tot, da. Și să-ți placă după un an. Așa a vrut cel de sus. Da. Ca voi să vă întâlniți și să formați un cuplu frumos, așa cum sunteți. Mulțumim. Atât mulțumim în viața. Mulțumim. Voi formați un cuplu atât în viața de zi cu zi, cât și pe scenă. Da. Spune-mi, Paula, cum e să mergi la evenimente cu soțul tău? Din punct de vedere muzical, e foarte bine, adică mă duc atât de relaxată, cred că m-am prea relaxat deja la cântat, știi? E un sprijin foarte mare și tu știi despre ce vorbesc. Și din toate punctele de vedere îmi place, plecăm împreună de acasă, cred că în general, mai ales pentru o femeie, dacă nu-și găsește un soț din domeniu, e tare, tare greu să înțeleagă, pentru că știi la ce oră mergi la un eveniment, dar nu știi cât ține evenimentul. Altele țin 8 ore, altele 5, altele 11 și e foarte greu pentru cineva să te înțeleagă. Și să conducă înapoi, dimineața. Da. Deși la început mă gândeam tare mult, eu când eram mică, ziceam, nu trebuie un soț cu care să petrec foarte mult timp împreună, că Doamne fer să ne plictisim, nu-mi doresc asta, dar nu vă plictisiți, așa? Nu, pentru că în cursul săptămânii nu suntem non-stop împreună. El mai are un job pe lângă asta, eu la fel, plus copilul, deci ne practic, cred că sunt foarte multe persoane în alte domenii care petrec mai mult timp decât noi, așa, știi? Perfect. Să știi că eu cu soțul meu suntem peste tot împreună. Și nu ne plictisim. Frumos, da. Nu ne plictisim și relația merge foarte bine. Corect. Cine se iubește și își dorește să fie împreună tot timpul, nu îi desparte nimic și nu cred că există vreun impediment să îi oprească să fie împreună. Da, să fie împreună. Da. Corect.
Aveți o fetiță superbă, așa cum ai spus tu. Da. Spune-mi, vă moștenește? Cred că da. Acum nu știu dacă ne moștenește sau prin faptul că facem repetiții destul de des. Și vă aude. Când ne aude, da, cere muzică. Da. Fratele meu are lumini, el fiind DJ-ul nostru, îi cere să pornească luminile, dansează. Ascultă populară, cere melodii de ale mele. Da? Ascultă odată, de tot după aceea începe să cânte. Și e mititică, are doar 2 ani jumate aproape. Da, da, și mulți vorbește chiar foarte bine și mă mir. Ascultă o melodie odată, după care deja repetă finalurile din melodie și gamă intră. Le prinde repede, da, are ureche tot, da. Și imediat... Îl auzea pe Eric cântând la pian și s-a jucat un pic al Do Re Mi Fa Sol La Si Do și au dat a doua zi. Ce ai văzut cum a prins, deși repede. Nu aș insista neapărat să fie în domeniul nostru, o las să aleagă ce normal, drum dorește normal. În viață. Dar mi-ar place așa să fie un hobby și da, te cred, să știu că, te cred. Că ne-am moștenit. Cum vă descurcați cu ea când plecați la evenimente? Cine vă ajută? Pentru mama, să trăiască bunicii, da. Mama. Bunici. Deci am foarte mare noroc cu mama. Aici e un pic mai greu că plecând împreună amândoi, știi? Îți da. Trebuie a treia persoană care să stea cu copilul. Noi am și stat o perioadă la părinții mei, pentru că suntem în construcții. Știu cu că sunt. Mai aveți casa. Mult cu casa. O lună, două, sper. Și vă mutați, da. Nu? Inaugurați. Dar știi cum e cu construcțiile? Îți programezi că te muți într-o dată și da, se mai amână. Da, da, și meșterii ăștia da. Se poartă și te amână. Și atunci am zis că o să stau destul de puțin la părinții mei și să ajung de la un an la aproape 2 ani. Dar nu regret nimic, pentru că e foarte ușor. Oricum trebuia să o las pe fetița acolo. Da, da, da. Și nu mai faci până drumul lunia, de la Oradea până la... Sau făceam mama drumuri, dar mami lucrează de luni până luni și era mult mai greu. Da. Așa ne mutăm, deja o să meargă la grădiniță. Ai văzut? Și m-a trecut bine, timpul, da. Repede. Și dar frățiorul simte... e nu. Programat, nu? Nu a fost programată nici ea, trebuie să recunosc. În ciuda vârstei, că am aproape 28 de ani, eu nu mă simt nouă. Eu mă simt ca la 20 de ani, adică și psihic și fizic, știi? Tânără, fost... frumoasă și mulțumesc, plină de viață. Da, și a fost un mare șoc când am aflat... că o să avem un copil, dar acum ai, Doamne, cea mai mare bucurie. E bucuria voastră, da, mă gândesc. Și deja pricepe și când mergem la evenimente. Ultima dată, doar început să-mi pregătesc din haine. Și-a venit așa la mine, acum vorbește așa dulce, știi, le pocește. Mami, tu pleci. Nu pleacă, mami, să pregătești un pic, știi? Tot da, 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 da. Mami, tu pleci. Și atunci nu știu cum e mai bine să-i spun că plecăm, că trebuie să muncim sau... Da, înainte, eu cred că spuneam. Ar trebui efectiv, să-i spun. Disperam și nu cred că începe e okay. Să da. Priceapă și să-i spui, mami, merge... Cred că asta e cea mai bună variantă. Să aducă bănuți, să-ți da. Cumpere ție ciocolată sau ce dacă își deja mai pricepe. Dorește a jucării. Da, legat de jucării, tot acum recent, când am fost la evenimente, am lăsit 3 zile de acasă. Și vorbeam cu ea pe video, deja înțelege și pe video știe să vorbească cu noi. Ce să-ți aducă mami cu tati când vine acasă? Și așa dulce, inocentă. Un suc. Ce suc? Teddy. Eu mă așteptam să zic o jucărie, o păpușă. Da, 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 da. Nu, era un Teddy. Nu de se joacă cu păpușile. Ba da, se dar joacă. Cât de inocenți și... Da, da, i-aș adumit un suculeț. În lucruri, da, în lucruri mici. Un suculeț. Ai un repertoriu foarte bogat. Tu da. Când și muzică de petrecere, nu numai populară. Cine te ajută să compui atât la texte cât și linia melodică? În ultimul timp, cele mai multe melodii care, pot să zic că am avut și succes cu ele, așa au este. Fost făcute de mine. Bravo! Mergeam mereu la textieri, soțul m-a ajutat foarte mult iar cu linia melodică și mă încă ne completăm, da, foarte bine. Eu mă mulțumesc cu el, cu, da. Dar eu cred că pentru un artist, el știe mai bine ce prinde la vocea lui. El este. Simte mai bine... ce place, ce melodie place lui să cânte și atunci nu are cum să nu transmite publicului și melodia respectivă să nu prindă. Dacă tu ai făcut-o, da. O transmiți. Corect. Și îmi place și să fac versuri. Asta mi-a plăcut de mică. La început m-a ajutat foarte mult mami. Am revenit în platou alături de invitata mea din această seară, Paula Lezeu. Paula, dragă, te rog să-mi spui din ce zonă vii tu, ce zonă a Bihorului reprezinți, unde te-ai născut, unde ai copilărit, pentru că telespectatorii noștri vor să afle cât mai multe despre invitații mei. M-am născut în Beiuș, aceea fiind zona mea folclorică. La Binș. Da, la Binș, cu care am început în drumul acesta frumos muzical. Acolo am și copilărit. Primele melodii au fost scrise de mami, reprezentative pentru zona Beiușului. Costumele populare la fel, din acea zonă. Cred că am peste 30 de costume populare când vechi, frumoase. Da. Dar, din păcate... nu mai avem unde să le purtăm atât de des ca până acum.
Așa este. După care am început să cânt la spectacole prin zona respectivă. Pe urmă l-am cunoscut pe Silviu Botiș, unde ne-am întâlnit și noi, colaborat ansamblu, cu ansamblu Ușana. Mai colaborez? Da, colaborat. Dar din păcate au spectacole în weekend când noi avem evenimente. Evenimente și nu poți să te împarți în 10.000 de părți. Foarte greu ne potrivim. Da, mi-aduc aminte că veneai cu mine cu mașina, ți-aduce aminte. Și am dormit la tine. Și ai dormit la mine, și la tine, și la pensiune da, am dormit. Da, 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 ce vremuri frumoase. Da, da. Foarte frumoase. Și au trecut foarte repede, da. Din păcate. Repede, repede. A fost o etapă frumoasă. Erai un copil, uite, acum ai tu copil. Da. Nici nu mă gândeam că așa de repede să treacă, o să da, treacă. Deci tu reprezinți zona Binșului. Binșului, da. Zona Binșului. Acolo te-ai născut, acolo ai copilărie. Da. Ce amintiri frumoase ai din copilărie. Mai ai un frate, așa e? Din câte știu eu. Da, mai am un frate care e total opusul meu. Între noi e 5 ani diferență. Da. Când eram sub 10 ani, să zicem, ne certam, ne mai băteam ca toți frații. Deci el e mai mare, așa, da. Să înțeleg. Ne certam, ne mai băteam ca toți frații, eu eram mai mică, eu eram mai profitoare, știi? Adică dacă... Dar tu primeai și bătaie mai multă. Da, dar dacă, nu știu, vrea să obțin ceva de la ei mei, el era de vină, știi? Știam să mă bag așa pe sub pielea părinților. El era totul opusul meu, el e tăcut, retras, timid, da, mai timid? Timid, foarte timid, deci suntem total opus. După ce au crescut, să zicem, el avea 15 ani, eu 10 ani, deja mergea la liceu, avea prietenii lui, eu vreau să ies afară, profitam că avem frate mai mare să mă lase părinții și atunci am avut o perioadă în care nu prea aveam subiecte și nici de da, discuție, da, da. Nici momente de petrecut împreună, dar acum ne înțelegem super bine, vine cu el la evenimente ca DJ. Ce frumos! Da, are o relație frumoasă și cu Eric, îți născuți în aceea zi, 26 septembrie. Da, uite ce frumos, ce coincidență! Da. Plăcută. Da, foarte frumos. Cum ai descoperit pasiunea pentru muzică? Spune-mi, te rog, când ai început să cânti, dacă îți mai aduci aminte, când ai urcat prima dată pe o scenă și ce cântec ai interpretat atunci? Pentru asta nu știu dacă am un răspuns concret. Știu că mi-a plăcut de mică să cânt. Tati cunoștea un profesor de muzică la Beiuș. A avut nuntă într-o vară lângă casa noastră, la o sală de nunți și nu știu dacă aveam 8 ani, cam așa, între 7 și 8 ani. Și m-a dus tati acolo de a asculta foarte mult muzică între timp. Și era într-o pauză spre sfârșitul nunții, zice, nu vrei să cânti eu? Da, direct. Deci de când a fost mică mi-a plăcut și n-am era avut... Era așa mai curajoasă. Da, da, rușine și... După care am mers următoarea săptămână să aud dacă am voce, dacă merită să mă duc pe acest drum. Și bineînțeles am început cu muzica ușoară, că domnul era profesor de muzică ușoară. Ia, dar deci nu mi-am găsit locul muzica acolo. Ușoară. Da. Am fost aproape un an de zile la muzică ușoară, am apucat să fac și chitară puțin, dar nu mi-am găsit locul. Mă uitam într-una la melodii populare, era un ansamblu de dansuri în Beiuș și vedeam că au atâtea spectacole și mergeau în atâtea locuri. Pur și simplu mă gândeam că eu cu muzica ușoară e mult mai greu să ajung să fiu activă și să am atât de multe evenimente decât cu muzica populară. Îmi plăcea să joc populară, să ascult muzica populară. Și la insistențele părinților mei, bineînțeles, m-am mutat la populară. Am cântat, am făcut dansul, 3 ani, mă băteam pe picioare, unul la unul cu băieții. Ai învățat și să joci? Da. Și să cânți? Toate, da, da, da. Și inclusiv primul spectacol, mergeam cu profesor de muzică ușoară, am zis că vreau populară și mi-a dat melodia, Bai de pălărie nouă, și acum ții minte, la primăria din Beiuș. A fost primul meu spectacol. Deci Bai de pălărie nouă. Da. Tu mi-ai rupt inima în două. La 8 ani și un pic aveam deja spre 9 anișori. Deci tu ai cântat și muzică ușoară, da. Cânti și muzică de petrecere, populară. Da. Ce-ți place să cânti mai mult? Populară, petrecerea? Muzica populară o am la suflet, pentru că cu muzica populară am început. Și mai ales muzica populară autentică de Bihor, zona Beiușului, că tu știi, la evenimente... Nu știu, merge în zona Radului, nu se cer neapărat vihorul care noi îl cântăm aici. Da, fiecare zonă cu... Da. Dar îmi place și muzica de petrecere foarte mult. La început, nu pot să zic că mă omoream după muzica de petrecere, dar se cere. Și de multe ori, mai ales prețurile de socializare, mai sunt persoane care zic, e normal că ați început să prindeți sau că aveți vizualizări sau cântări. Păi trebuie că să nu ne cântați adaptăm. Populară, dar noi trebuie să ne adaptăm. Tot ei situație. Sunt aceia care poate intră pe YouTube sau oriunde și caută muzică de petrecere. Pentru că asta se da. Cere în mare parte să recunoaștem da. La un eveniment, asta se da, cere. Da, da. 80% e muzică de petrecere și dacă vrei să te menții, trebuie să te adaptezi. Și bineînțeles. Să... Și să ai da. Evenimente. Da, corect.
Asta e. Dar îmi plac ambele genuri muzicale. Care sunt oamenii care te-au ajutat în cariera ta artistică? Cine te-a susținut să ajungi aici unde ești tu, sus? În primul rând, părinții mei, cărora vreau să le mulțumesc din tot sufletul meu. Primii ani, mama la fel lucra de luni până vineri, tati lucra, mergeam la concursuri. Știu că veneau cu tine peste tot. Da, la ansamblu când venea. Deci de multe ori săracul tati ajungea la 12-1 acasă și mergea dimineața la lucru. Dar la câte festivaluri în țară m-au dus. Că luam premii, că am luat diplome de participare. Peste tot mergeau cu mine. Se cerau de la muncă o mașină de cumpărată. Când am început noi să mergem foarte mult prin țară la spectacol și festivaluri, cred că o străcadă numai cu mine, cu drumurile și toate. Deci foarte, foarte mult m-au ajutat. După care fiecare om a apărut în viața mea pe parcursul carierei, a contribuit cu câte ceva, mai ales cu lucruri pozitive. Începând cu Silviu Botiș până în prezent toate persoanele care au contribuit cu puțin. Și soțul tău, da, bineînțeles. Normal. Dintre artiștii Bihorului? Am o legătură foarte frumoasă cu artiștii Bihorului, dar niciodată nu s-a nimerit, nu știu, poate să faci o melodie împreună sau să zici că am rămas cu o etichetă, știi? Da, am înțeles, dar am înțeles. Cu sfaturi foarte, foarte mult. Paula, care este cel mai mare obstacol pe care l-ai întâmpinat tu în cariera ta de-a lungul anilor și cum ai reușit să-l depășești? Cred că cel mai mare obstacol pentru mine a fost emoția. Cu tot curajul meu, tupeul pe care l-aveam când eram mică, la un moment dat, după vreo 2-3 ani, m-am blocat. Mai ales când la festivaluri, deci aveam așa emoții, încât era vorba de psihic, 100%. Da, da. Atunci nu-mi recunoșteam obstacolul ăsta. Și acum bănuiesc că ai emoții. Acum privesc cu alți ochi. Acum, de exemplu, sunt conștientă și pot să spun verde în față, da, ăla a fost un obstacol, să-l recunosc, atunci nu-l recunoșteam. Deci aveam un așa obstacol încât mergeam la spectacol, neapărat la concursuri, și în capul meu nu mă gândeam să cânt să fie bine, să mă încălzesc, să mă concentrez la melodie, pur și simplu să am emoții, să-mi ajung respirația, să nu mi se usuce gâtul, să nu înghit în timp ce cânt, efectiv să-mi fie bine și să reușesc să duc cap-coadă. Foarte greu mi-a fost perioada în care am avut acest obstacol, deși atunci nu l-am recunoscut. Erai mai mititică, nu? Da. Erai mai mititică. Și cât a durat? Aproape 2 ani. 2 ani, te chinuit așa? Da, foarte. Și nu ziceam la nimeni. Și presiunea te pe mine... Te consumai tu în tine da. Te măcinai. Și poate și unele persoane din jur nu mai fi așa, îmi făcea mai mult rău. În loc să mă ajute, să-mi zică că e bine, că o să fie, știi? Îmi făcea mai mult rău. Să te susțină, să te încurajeze. Da. Ăla a fost un obstacol. Să-ți dai drumul să mergi mai, da. Ba, uite că l-ai depășit. Foarte, da. Și acum avem emoții. Cu ajutorul tău, nu? Cu ajutorul meu, da. Ți-ai pus așa, crescând trebuie și... să trec peste orice miese în cale și totul va fi bine. Și așa și fost. Și acum sunt emoții frumoase și la orice venim spectacol, așa de început, un minut, două, normal, până... Da, dar nu cred da. Că ai cum să n-ai emoții. Nu. Că dacă nu transmiți... Păi un artist normal. Da. Așa este. Care este cântecul care ți-a adus cel mai mare succes din repertoriul tău? Da. Spune-ne povestea lui. Melodia populară de Bihor, cu aia încep, vreau să spun două melodii, da, care mi-a adus succes, era micuță, a fost o melodie, ceasul de la Bihor, practic, reinterpretat. Da. Și versul era, dragi mi-ți băi prinși la car, dragul meu este primar. Era și o melodie foarte satirică, care o prins la toate zilele comunelor, a orașului. Evenimente, da, unde foarte fost. Fiind micuță și acum mă amintesc, începea ia, ceasul. Ia, câte neostrofă. Și mă învârteam pe ritornelă, știi? Câte neostrofă. Da, acum. Să mai aduce aminte? Da. Dragi mi-s boii prinși la car, ai la 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 la. Dragul mea este primar, ai la 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 la. Dragi mi-s caie la cocie, ai la 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 la. Primarul din primărie, ai la 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 la. Și era tic-a-tac și vocea după da. Ai hop. Hai, li, hop, și pe chestia mă vârteam și așa bine prindea la lumea. Da, și cum era așa mititică, frumușică, și cu da, mi-aduc aminte. Și asta e dedicație pentru toți primarii. Pentru toți primarii, da? Care ne urmăresc. Foarte bine. Nu știu, eu nu aveam pusă melodia nici pe internet și a pus-o altcineva, a fost scoasă între timp că s-a șters acel canal de YouTube și inclusiv acum o lună sau două mi-a scris cineva: nu mai găsesc melodia ta de acum 10 ani cu primarul, nu pui înapoi pe, știi? Nu, uite, trebuie dar să te... Dar nici nu m-am mai gândit la ea.
Și o a doua melodie, asta de petrecere, asta mi-a dus succes pe partea evenimentelor, nu ca și prima melodie, a fost o melodie de dragoste, simplă, frumoasă, pe care și videoclipul tot, cred că a contribuit la succesul ei. Știi cum am ajuns să fac melodia? Merg la studio, printre alte melodii, că aveam un CD pregătit, aceea a fost, cum ar fi, printre ultimele melodii. Nu m-am gândit că aia va prinde. Max am pe alte piese da, din... Înțeleg, și-a prins da, foarte bine, da. Mi-a cerut-o vreo 2-3 ani într-una la evenimente. Și cum se numește? Toate clipele cu tine. Toate chiar clipele. Mă gândeam, am fost recent la studio să mai fac o piesă asemănătoare acelei piese. Vezi, fiecare prindem pe un gen de muzică, pe da, un stil și atunci este. Trebuie să te asexi pe... Am observat că ești o prezență activă și în mediul online. Da. Cum te-ai adaptat la utilizarea rețelelor de socializare, dragă Paula? Cât de mult te-a ajutat acest lucru în cariera ta artistică? Mie mi-a plăcut foarte mult de mică și pozele și să vorbesc și să postez pe rețele de socializare, dar recunosc că în ultimul timp, de când e fetiță, nu neapărat că nu am timp, am o perioadă în care postez foarte des, lucrurile merg foarte bine, se văd, rețelele de socializare cresc și am perioade în care nu postez, poate 5-6 zile. Și nu-i bine, știi? Știu. Deci se vede. Trebuie să fii tot timpul activ. Să fii constant activ, da. Da, da. Foarte mult ajută să ai comunitatea ta pe rețelele de socializare. Da, remediem situația asta. Te ajută foarte mult. Da, foarte mult. Într-adevăr, te mai vede lumea, te mai cheamă la un eveniment, te mai ascultă. Poți să postezi de la evenimente. Da, tot felul de live-uri. Corect. Sigur, sigur. Foarte important, te ajută foarte, foarte mult. De ce crezi că este important pentru un artist să fie prezent și pe rețelele de socializare, să nu ofere doar muzica lui, ci și viața lui personală, ceea ce face zi de zi? Cred că este important pentru că tehnologia evoluează foarte mult. Așa este. Noua generație, tinerii petrec foarte mult timp pe telefon și atunci nu e suficient să-ți asculte melodiile. Ei vor să te cunoască și în spatele ecranelor. Așa este. Să știe despre tine, despre familia ta. Iar contează foarte mult aici să fii natural pe rețele de socializare. Și, de exemplu, nu știu, fac o melodie nouă. Cum ar fi doar să o dau la televiziune și să o postez pe YouTube. În momentul în care ai comunitate frumoasă și vorbești cu ei zilnic și le spui, uite, am lansat o melodie, în momentul în care toată comunitatea ta merge la televizor, la YouTube, automat ai succes și îți crește urmăritorii, îți crește vizualizările, are cum o legătură așa toate între ele, toate știi? Au o legătură, au legătură foarte strânsă. Și atunci contează și cred că contează din ce în ce mai mult. Așa este. Chestia asta și trebuie să ținem pasul. Așa este. Trebuie să ținem pasul. Asta e lumea din ziua de azi. Da, tehnologia a avansat foarte mult și asta e moda actuală. Da. Deci n-avem un control, trebuie să ne adaptăm. Ce înseamnă să fii artist sau cântăreț? Că foarte mulți văd, ești cântăreț, mergi și cânti melodii, exact cum ai spus tu. Dar contează foarte mult ce faci în spate, trebuie să vorbești, să comunici, să ai, până la urmă să fii și un bun actor, nu? Că dacă nu transmiți, nu câștigi nimic, deci foarte greu și e o complexitate de calități pe care pentru trebuie să le ai. Cei care sunt puțin mai în vârstă, e mai, cum să spun eu, ei nu sunt așa activi, da, ca și tineretul, e mai greu puțin pentru ei. Și nici nu, cum aș fi eu, să mă postez toată ziua... ca una de vreo 20 de ani. Da. Pentru că și probabil nu se cade. Da, știu ce zici, da. Și probabil peste 20 de ani la fel ne va fi greu nouă. Da, într-adevăr. Alte generații, alte lucruri noi. Da, și... da, e foarte greu să ții pasul acum. Evoluează super repede toată. Într-adevăr. Tehnologia. Paula. Spune-mi ce faci într-o zi normală. Depinde. De exemplu, ce vara, activități? Când e sezonul evenimentelor mai în floare, în weekend la eveniment, în curs săptămânii, lunea dorm, de când cu fetița... Te relaxezi, dignești. Până miercuri nu-mi revin, știi? De când cu fetița mă trezesc la ea de drag. Înainte dormeam luni toată ziua. Acum mă trezesc la ea de drag și atunci... Ei fiindu-i dor de mine, nu mă mai lasă să dorm, să mă odihnesc, vreau să petreacă timpul cu mine și îmi revin pe vineri, când intru înapoi la evenimente, știi? Și îmi place foarte mult activități normale, să mergem la piscină cum e vara, să ieșim foarte mult în parc seara.
Deci cam astea sunt activitățile. În mare parte îți ocupă fetița. Da, timpul. Da, da, da. Și ne ocupăm și de noi, ca să nu ne neglijăm, trebuie pentru că e foarte să, greu. Să te ocupi, da, și de... Și cu casa în construcție și... Și aia, da, plus, tu știi de bine... shopping-ul îți place? Da. Care femei nu-i place? Nu-i place. Și da, de când cu pandemia, m-am obișnuit cu shopping-ul online. Da? Și mai păcătos decât ăsta fizic. Da, că fizic, nu, te duci, știi cât ai în portofel, îți vine, nu mai e chef să mergi, te dor picioarele, dar online... Mai ales seara, în cursă pe doarme fetița. Și butonezi, da, și te uiți butonezi și vezi și îți place. Îți comanzi și aia și aia. Sau ai evenimente în deplasare. Apoi pe drum ce poți să faci? Mai povestești rău și stai pe online. Da. E mai păcătos. Deci mai mult acum de la pandemie îmi place shopping-ul. Pentru cei care ați deschis televizoarele mai târziu, invitata mea din această seară este Paula Lezeu. Dragi telespectatori, o tânără frumoasă, mulțumesc, talentată, nu mai spun, și o mămică superbă. Mulțumesc! Paula, știu că ai participat la foarte multe concursuri, festivaluri, ai luat și multe premii, da, bănuiesc. Cum te-au ajutat pe tine aceste festivaluri, concursuri, ce experiențe ai trăit? Exact! Te rog să le spui telespectatorilor. Asta m-a ajutat foarte mult, cu experiența. Și într-adevăr contează să îți faci experiență când ești mic. M-au ajutat să-mi înving emoțiile, să cânt în fața unui public. La început puneam foarte mare suflet, nu știu, îmi doream ca toată lumea să iei locul 1. Normal. Între timp realizez că nu toate sunt așa cum vrei, că nu înseamnă că dacă nu ai luat locul 1 și ai luat locul 2, nu ești... Dacă ai ajuns bun, da, corect, până la semifinală, înseamnă e că e foarte important, da. Foarte important și ești unul dintre cei buni. Asta pot să zic că m-a ajutat cu experiența. Am foarte multe diplome, sunt acasă, ce-i drept, drumul pe care aminte, povestește-ne câteva dintre premiile pe care le-ai obținut. Pot să zic premiile, dar nu sunt 100% sigură și nu vreau să greșesc, să amintesc așa, exact titlul, da, titlul festivalurilor. De exemplu, la Hunedoara am luat locul 2 la un festival, îmi amintesc că am stat 3 zile cu tati și cu mami, am participat la festivaluri categoria sub 16 ani tot timpul. Da, da. Și a fost o bucurie acum, zis-mă, ca și copil, nu prea aveam eu, mergeam la preselecție, treceam, mă bucuram că am trecut, mă odihneam foarte mult să fiu bine dispusă pentru a doua zi și cam asta era atunci, știi? Dar vezi că acum am luat oarecum pe drumul cu melodiile de petrecere, cu evenimentele și oarecum îmi amintesc cu drag, am diplomele, mă bucur că am participat, dar... Mi-au adus ai experiență. Ce la nepoți. Da, atât. Mi-au adus experiență și atât, da, știi? Da, ți-aduc experiența. Dar contează foarte mult și experiența și nu regret niciodată drumul pe care l-am parcurs până aici. Frumos. Spune-mi, te rog, cu ce artiști consacrați ai avut colaborări de-a lungul anilor? Pentru că știu că ai colaborat cu da, mai mulți. Am colaborat, vreau să amintesc, doi dintre artiști foarte consacrați, cu care am avut o mare bucurie să colaborez, și anume Puiu Codreanu și da, Ghiță Munteanu. Iar legat de Puiu Codreanu, la început cântam destul de puțin muzică din Banat. Acum, de când cu soțul, îmi place foarte mult muzica din Banat și efectiv cântăm toate genurile muzicale. Poate mai ai și evenimente da, pe acolo, prin zonă. Destul de mult deja, da. Da, da, da. Deci îmi place foarte mult Bihorul, Banatul și Ardealul. Și Ardealul. Iubesc aceste zone. Deci cu Puiu ai... Da. M-a ajutat foarte mult, am... Îți dai seama că pentru lume e eticheta ta făcând da, 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 un duet cu un asemenea artist, știi? Consacrat, da, da. Am avut, de exemplu, cu el o melodie de Bihor, una de Banat, iar cu Ghiță Munteanu o melodie de petrecere împreună. Dar și-au avut succes, da, cu siguranță au avut da, succes, da, da, că mi-aduc aminte. Da. Mi-aduc aminte. Spune-mi cum este o zi din spatele, o zi cu Paula Lezeu din spatele camerelor, din spatele evenimentelor. Da. O zi depinde de zi. O zi depinde. Da, depinde de zi. Mă leg cum ești? De... Călitoare cu soțul tău? Gătești? De gătit, uite, de gătit. Pot să spun că am noroc cu mami. Momentan, vedem când o să fim dar noi. Deci, efectiv, și pentru fetiță, nu trebuie să fac de multe ori mâncare, pentru că mami face dacă pentru familie și mănâncă. Toată lumea. Da, mă și bucur că am stat acolo pentru că mănâncă mâncare gătită copilul și da, da, îi place. Da. Îmi place foarte mult să fac curat. E subțiată de curățenie. Deci, dacă am fost plecat... Putem da mâna. Da,
dacă am fost plecați peste zi, nu știu, la pișe sau am avut treabă efectiv de rezolvat sau cu casa, vin, pun fetița la somn, mai să ne punem la un film, îi spun la meu, nu, înainte să mă pun la film, trebuie să știu că am făcut curat. Știa că e seară și se ruptă. Și oricum pot să fac a doua zi, adică nu fuge nimeni după mine, nu-mi dă nimeni cu pară, nu, trebuie să strâng și na, să fac să-mi placă, știi? Să te simți tu bine. Da. Să te simți bine, da. Corect. Ești cu fetele? Nu, nu prea. Nu mai ai timp, gata, au trecut vremurile acelea, așa da, mai mult mai avem ies cu fetița, dar nici nu-mi place să ies mult fără ea, pentru că merg la evenimente, stau fără ea și atunci abia aștept să ieșim împreună, să facem activități împreună. Plus că gașca mea de prietene cu care ieșeam, două dintre ele s-au căsătorit, la fel, una a avut copil mai mică cu două, nu, cu aproape jumătate de ani decât Petra. Mă înțelegeam foarte bine și ieșeam foarte mult cu finuța noastră, care acum e însărcinată, trebuie să nască. Da. Deci, oarecum, știi cum e când îți faci familie, fiecare e cu familia lui, nu mai da, poți să ții legătura ca înainte. Știi? Da, și la fel și soțul cu... Ne-am făcut oarecum prieteni, tot familia, așa, împreună. Dar alții lucrează, alții liberi când noi mergem la evenimente. Da, 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 și atunci nu poți să ieși și când aș vrea eu să ies, sunt la servici. Dar în timpul facultății... Ieșeam foarte mult cu fetele, îmi plăcea. Erai și necăsătorită da, atunci, și decât să n-aveai stau, copii, da. Îți permitea timpul. Acum nu mai. Corect. Fetița niciodată nu am. Depinde de tine și are nevoie de mamă, nevoie trebuie de mamă, să te da. Ocupi de ea. Și nu poți tu ca mamă să o lași. Să o lași și să pleci pentru că o lași destul, o lași destul pe weekend, da. Și în cursul săptămânii te mai bucur de ea. Dar și așa cu fetița îmi place să ies și să o duc peste tot. Adică foarte bine. Și pe timpul facultății, decât să stau să mă uit la un film, preferam să ies. Să ne plimbăm în parc cu fetele, oriunde doar să ieșim. Da, în aer liber. Da, 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 te încărcai pozitiv, probabil, da. Nu? Îmi plăcea foarte mult. Spune-mi, te rog, ce proiecte muzicale ai pentru viitor? Următoarele săptămâni o să lansez un colaj de bihor. Abia pentru așteptăm. Că, da, nu am mai lăsat de ceva timp muzică de folclor și am zis și mai devreme, oamenii mai așteaptă, chiar da, dacă într-adevăr. Muzica de petrecere prinde foarte bine acum. Și o să fie un colaj de bihor frumos, autentic. O să port un costum în sfârșit autentic și fain. După care în iarnă am două melodii de petrecere care încă nu le-am filmat. Nu știu dacă înainte de sărbători sau după, pentru că o să vină perioada colindelor și atunci o să văd ce și cum. Cum te organizezi. Da, da, da. Da. Că... Chiar recent am scos o melodie de petrecere care o aveam de un an jumate și abia după un an am apucat să mă duc la studio. Pentru că evenimentele, casa, copilul da, s-au toate. Tot amânat, știi? Și ca femeie ai da. Mai multe sarcini. Foarte decât multe. Decât un bărbat, da. Să zic așa. Și cu studiourile e mai greu. Dar femeile. Știi? Da. Nu știu dacă am rezistat noi să fim în locul lor, să... Nu știu. Da, așa este. Cum te vezi tu peste, hai să zic, peste 10 ani? Unde te acum vezi? Acum când am 27, peste 10 ani, la casa mea. Legat de muzică. De cariera. Da, de cariera mea. În continuare, cât mai multe evenimente. Asta vreau să precizez că din an în an... Am evoluat și au crescut solicitările evenimentelor, ceea ce mă bucură. Așa este, da. Acum, peste 10 ani, îți dai seama că o să vină generații, o să fiu undeva... Să te mențin. Da, să mă mențin trebuie acolo să... și să călătoresc foarte mult. Deci abia aștept, tot timpul am zis că vreau să ne așezăm la casă, să fie copilul mai mare și să călătoresc, pentru că o viață avem și e foarte grea meseria asta noastră. Noi, practic, da, muncim să distrăm oamenii și să le facem evenimente frumoase. Se bine dispune. Da. Tot timpul, dar în sufletul nostru de multe ori nu se știe ce este. Nu se știe, da. Acum, ești bolnav, da, ești răcit, ai o problemă de familie, da, nu da. Poți să ți-o expui. Și la 19 ani, ții minte, să nu zic chiar la 19, la 21 de ani, primul an când l-am cunoscut pe soțul, în postul Sfintei Mării, am plecat la mare în țară, am venit, am dormit 3 ore și am plecat la mare în Serbia. Deci am dormit 3 ore, eram atâta de fresh, acum am 27 de ani, adică tânără, mă simt tânără, și... dar se simte oboseală, mie nu vine să cred. Și mi ziceau toată lumea, pierdute, da. Nopțile pierdute, da. Toată lumea zicea nu le mai că recuperăm simți. Niciodată. Uh-huh. Așa pe este. Moment nu-ți dai seama, dar se simt. Cu anii, da, da. Le simți, așa le simți. Ce să zic eu atunci? Cred. Simt eu. Las că te ții foarte bine. Adică, ce să zic? Și pa. Cum zic, medicii cel mai bun somn dintre 10 și 12. Da. 22 și 13. Da, da, da. Păi noi atunci ne distrăm mai bine, știi?
Noi nu ne distrăm, noi distrăm. Distrăm oamenii, noi muncim, da. Paula. Da, de-aia zic că se simtă. Paula, dragă, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Cu acum pe final de... Sper să vin cât mai repede și să o duc și pe fetiță, măcar 5 chiar minute. Te rog, chiar te rog să o aduci. Să intre să ne zic eu ceva. Te rog să o aduci. Acum, pe final de emisie, te rog dacă ai de salutat pe cineva, un gând, o urare pentru cei de acasă, pentru telespectatorii noștri care te apreciază și te iubesc, da. O poți face. Vreau să o salut pe fetița mea, în primul rând, cu siguranță se uite la noi. Familia, să salut toți telespectatorii acestui post de televiziune, care sunt foarte mulți. Deci, când am spus că vin la tine la emisiune, în zonă la noi... Părinții mei, familia, cunoștințele, așa s-au bucurat, abia așteptăm să te vedem și urmăresc acest post de televiziune și mă bucură foarte mult că ați avut inițiativă să faceți așa ceva aici la noi. Mă bucur foarte mult să știu că foarte multă lume se uită la acest post de televiziune. Nu ne-a fost ușor, dar, dar uite, așa, lui Dumnezeu, uite că s-a întâmplat și minunea asta. V-a fost greu, și... dar ne nou ușor acum să vorbim cu oamenii și să apărăm în casele lor, știi? Avea nevoie Bihorul nostru de un post de televiziune și uite că cu ajutorul Dumnezeu și al nostru, bineînțeles, s-a întâmplat această minune frumoasă. Corect. Mai poți să mai salut pe cineva dacă îți dorești? Efectiv, pe toți urmăritorii noștri și sper să vin cât mai des aici la voi la emisiune și să povestim de fiecare dată. Cu tot dragul. Vă mulțumim, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi și în această seară. Și așa cum v-am promis și în edițiile trecute, o să venim în casele dumneavoastră cu multă voie bună și cântece frumoase. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de Bihor TV. O seară frumoasă, Doamne ajută la toată lumea!